Nu știu cum sunteți voi, dar pe mine vara mă apucă nostalgia pozelor tipărite. Mai știi acele poze când erai copil și mergeai la mare cu ai tăi? Acum, ca să văd o poză, trebuie să o caut în fișiere, să dau scroll, swipe sau depinde de telefon. Așa că m-am hotărât să-ți arăt această imprimantă mică, wireless, portabilă, să-ți faci o grămadă de poze. Iar apoi poți să-ți faci un minunat colaj de selfie-uri tipărite. Ce-mi place la ea, pe lângă faptul că e roz, e că, spre deosebire de alte variante de mini imprimante foto, scoate niște poze ceva mai măricele, de vreo 6x9 cm. Pur și simplu îți loghezi imprimanta la o conexiune Wi-Fi, nu uita să-i dai și drumul, deschizi aplicația de print de pe telefon, îți alegi poza și în 45 de secunde, uite-o gata. Aplicația se poate descărca gratuit, fie că ai Android sau iOS. Rezoluția de 310 DPI este cam cea mai tare pentru genul ăsta de printere. Atenție însă la butonul ăsta roșu, care îți indică fie că există vreo eroare undeva sau că ți s-a terminat cartușul. Și apropo de cartuș, imprimanta asta are un sistem de tipărire cu bandă ribbon și hârtie incorporată, așa că nu o să te mai mânjești pe mâini când trebuie să-l schimbi. Și e atât de ușor că te descurci fără să ceri ajutorul vreunui mare specialist. Acum, e adevărat că nu poți să-ți faci decât vreo 12 poze și nu o să poți să-ți umpli pereții de colaje cu tine la munte sau la mare, dar poți să-ți iei o rezervă pentru încă 36 de bucăți. Imprimanta funcționează cu o baterie ce poate tipări până la 30 de poze odată. Vine și cu un cablu micro USB ca să o poți reîncărca. Și este atât de drăguță că poți să iei pe post de poșetă plic la nuntă. O să vă tot aducem noutăți, așa că înregistrați-vă pe canalul nostru de YouTube. Până data viitoare, mă gândesc la ceva și vă anunț.